Angajații Inspectoratului Național de Patrulare au documentat pe parcursul săptămânii trecute 4.894 de contravenții. Astfel, 60 de șoferi au fost depistați în stare de ebrietate la volan, iar 7 au refuzat de a trece expertiza medicală. Totodată, 943 de șoferi au depășit limita de viteză, 252 au trecut intersecția la semnalul de interzicere al semaforului, 101 nu și-au cuplat centura de siguranță, iar 157 s-au deplasat cu mașinile având geamurile umbrite. De asemenea, 297 de persoane au fost amendați pentru că se aflau în stare de ebrietate în stradă, iar 19 pentru că au tulburat liniștea publică. La fel, inspectorii de patrulare au găsit două unități de transport răpite, identificate două persoane care au comis accidente rutiere și au părăsit locul acestora și au dat de urmă a 7 persoane suspectate de furturi. Reiterăm, Inspectoratul Național de Patrulare a intensificat măsurile de prevenire a infracțiunilor stradale și asigurarea a traficului rutier. În acest sens, pentru ca cetățenii să se simtă în siguranță, polițiștii în număr mai mare patrulează în curțile blocurilor, piețe, gări, străzi și trasee.